Trei asistenți medicali de la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava au fost confirmați cu COVID-19, toți cu forme ușoare de boală. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gabriela Băncilă, a declarat că doi dintre ei, soț și soție, erau vaccinați anticovid, iar celălalt a avut COVID în urmă cu 8 luni, în decembrie 2020. La unul dintre cei doi soți care au revenit din străinătate a fost confirmată tulpina Delta a SARS-CoV-2. Toți cei trei asistenți medicali sunt în izolare la domiciliu. Spitalul ia în calcul testarea personalului la orice suspiciune de boală, indiferent dacă este vorba despre angajați nevaccinați, vaccinați sau care au avut COVID-19.